Părinte Sfinte, păzește-i în numele tău pe care mi-ai dat, ca să fie una pe cum suntem și noi una. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi, de la Ioan, capitolul 17, versetul. 11. Prea cu părinți consilieri, prea cu părinte protopop, prea cu și prea cu părinți, domnule ministru secretar de stat, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorate oficialități, dragi teologi, și ubiți, frați și surori. În această duminică minunată, când am resfințit Biserica dumneavoastră, este sărbătorit Sinodul întâi Ecumenii. De aceea, subiectul predicii mele va fi unul special și îl intitulez așa unitatea bisericii. Înaintea patimilor, Domnul Iisus Hristos a făcut o rugăciune intensă către Tatăl Său și rezumatul rugăciunii este acesta. S-a rugat lui Dumnezeu Tatăl ca noi toți creștinii care vom crede în Hristos să fim una așa cum El este una cu Tatăl. Din nefericire, iubiți frați și surori, așa cum Mântuitorul, a tot știutorul, își dădea seama, vedea peste viacuri că în biserica cea una vor apărea și secte, vor apărea și erezii. Și una dintre cele mai puternice erezii din vremurile acelea a apărut. A apărut în viacul al patrulea. Aș vrea să vă pun în față două tablouri. Unul luat din Sfânta Scriptură și celălalt luat din Sfânta Tradiție referitor la faptul că Domnul Isus Hristos a rugat Tatălui ca toți creștinii să fie una așa cum El cu Tatăl una este. Evanghelistul Ioan, în capitolul 19 al Evangheliei sale, ne relatează răstignirea Domnului nostru Isus Hristos. Și în capitolul 19, versetul 24, ne spune că după ce l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos, ostașii au luat hainele lui și le-au făcut patru părți. Fiecărui ostaș câte o parte. Și era și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură de sus, de sută, în întregime. Deci au zis unii către alții să nu o so ci să morți pentru a cui să fie ca să se împlinească Scriptura care zice împărțit au hainele mele loruș și pentru că mașa mea au aruncat sorul. Așadar, cei patru ostași păgâni n-au cutezat să sfâșie cămașa lui Hristos pentru că această cămașă era simbolul unității Bisericii Creștine. Din nefericire, peste 300 de ani lucrul acesta nu l-au făcut păgânii. Au făcut creștinii. În Alexandria era un patriarh cu viață sfântă și se numea Petru, era Mare Prigoană, și în 311 a fost închis. Dar, tot în vremea aceea, în Alexandria, a Egiptului, a apărut un mare ereziarh, deștept, însă care dorea să înțeleagă scripturile. Cu mintea lui. Și acesta se numea Arie. Ei, pe când Sfântul Petru era închis în închisoare, Arie câștiga tot mai mulți adepți la secta lui. Auzit Sfântul Petru și se ruga în temniță ca să nu se sfârșie unitatea Bisericii. Și are un vis în temniță fiind îl vedea pe Domnul Isus Hristos, cum îi apare înainte ca un băiețandru de 12 ani, dar că mașa îi era sfârșiată. Și atunci Sfântul Petru l-a întrebat, Doamne, cine ți-a că cămașa pentru că soldații n-au cutezat să o sfârșie, ci au aruncat sorți ca să știe a cui va fi cămașa. Și Sfântul Petru îi răspunde, Doamne, Domnul îi răspunde lui Sfântul Petru, Doam, Pe, Petre, creștinii mi-au sfârșit cămașa mea, nebunul de arie mi-a sfârșit cămașa mea, sectele acestea care au apărut mi-au sfârșit cămașa mea. Și de atunci, până astăzi, această poveste se repetă mereu. Ei, după ce s-a întâmplat lucrul la... în anii 310-311, Sfântul Împărat Constantin, la anul 325, a convocat primul sinod ecumenic la care au participat 318 sfinți părinți, episcop din toată lumea, ca să analizeze erezia, secta pe care o pusese la cale Arie. Ce zicea Arie? Arie zicea că Domnul nostru Iisus Hristos nu e de o ființă cu Tatăl. Nu e născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, ci este o creatură cea mai specială prin care Tatăl a zidit lumea. Da, a fost o vreme când Fiul nu exista. Ori noi știm cu totul altceva. Cei 318 părinți adunați la Niceea au alcătuit atunci prima parte a crezului creștin, primele șapte articole. Iar când au ajuns la persoana Domnului Hristos, au spus ceea ce se spune de atunci și până astăzi, pentru că noi recităm crezul pe care ei l-au făcut. Și într-un Domnul Iisus Hristos, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut. Așa au decis părinții și arie a fost anatematizat. Și pentru un moment s-a restabilit liniștea în biserică, pentru că învățătura cea adevărată pe care ne-a lăsat-o Domnul Isus Hristos, cei 13, 318 părinți au rezumat-o în cred. Iubiți frați și însă de-a lungul vremurilor am zis că n-am fost singura sfârșiere a cămășii Domnului nostru Isus Hristos, care este simbolul unității bisericii. în 1054, are loc schisma cea mare de Biserica Ortodoxă se desparte Biserica Catolică. Până atunci erau una. Și se despart pe anumite probleme de doctrină. La ceea ce învăța până atunci Biserica, au făcut apuseni niște adaosuri. Cele patru adaosuri ale Apusenilor, numite mai târziu cele patru puncte florentine, i-au făcut pe ortodoxi să fie părăsiți de către catolici. Și care sunt cele patru? Primatul papal, adică papa are jurisdicție și putere universală peste toată lumea, Purgatoriul, zicem noi, așa învață de la Domnul Hristos încoace apostolii și Sfinții Părinți că există rai și iad. Nu știm de o cale intermediară. Ei apuseni au zis că există și purgatoriu, un loc unde sufletele se pot purifica după moarte. O altă învățătură specifică apusenilor este aceea că Duhul Sfânt purce și de la Fiul, nu numai de la Tatăl. Ori noi din crez știm că Duhul Sfânt purce de la Tatăl așa spune și Sfânta Scriptură. Iar o a patra învățătură care îi deosebea pe apuseni de ortodox era că Sfânta cu minecătură o făceau cu azimă, cu pâine nedospită. Și aceste patru, au mai fost ele și altele mai minci, i-au făcut pe apuseni să se rupă de noi la 1054. Încă o dată s-a sfârșit cămașa Domnului Iisus Hristos. Mai încoace, în 1517, Martin Luther a declanșat reforma religioasă și din biserica catolică s-a despărțit biserica protestantă. Luteranii și reformații și celelalte culte protestante, încă o dată a fost fârșiată cămașa lui Hristos dumneavoastră ați observat că este sărbătorit anul acesta împlinirea a lor 500 de ani de la reforma religioasă. Zic dân și că a avut și efecte pozitive, dar faptul că încă o dată s-a despărțit biserica, s-a rupt cămașa lui Hristos, pe noi ne doare. Iar din biserica protestantă, întemeiată atunci la 1517 și în anii următori, în vremurile noastre, în viacul al 19 lea și al 20 lea s-au rupt sumedenie de culte neoprotestante pe care le vedem și în țara noastră. Și penticostalii, și baptiștii, și adventiștii, și creștinii după Evanghelie și alte culte religioase. Ori, Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de patimă, s-a rugat Tatălui Celui Ceresc ca noi toți să fim una, cum El cu Tatăl una este, mai mult. Dacă toți creștinii ar fi una, mesajul lor ar fi mult, mult mai credibil. Da, ne vom pune întrebarea cum să fie toți una. Păi, așa cum au fost la început. Dacă se întorc pe firul istoriei, vor vedea că la început a fost credința noastră ortodoxă. Așa a stabilit-o Sinodul întâi ecumenic și a prins un în simbolul de credință pe care noi îl recităm la fiecare Sfântă Liturghie. Domnul este unul. Și de aceea zice Sfântul Pavel că există un domn, o credință, un botez. Și mai zice Sfântul Pavel în marea predică pe care ați auzit o citită astăzi din Faptele Apostolilor. Zice el, zice după plecarea mea, vor intra în turma lui Hristos lupi răpitori care nu vor cruța turma. Sigur că Ari a fost unul, dar după el au fost mulți alții. Acum, noi ne rugăm lui Dumnezeu ca ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos în rugăciunea arhierească înainte de patim să se realizeze în și să-și găsească creștinii unitatea pe care au găsit-o au avut-o la început. Noi încercăm, atât cât ne stă în putință, să ne apropiem de toate confesiunile creștine, fără să facem rabat la problemele de doctrină, la credința pe care ne-a lăsat-o Domnul Isus Hristos. Și facem lucrul acesta chiar cu riscul ca unii să se supere. Vedeți? A fost anul trecut de Rusalii. Un mare sinod al Bisericii Ortodoxe în Creta. Și la discuțiile de acolo, ce s-a urmărit? O deschidere a Bisericii înspre lume, o deschidere a Bisericii Ortodoxe înspre necazurile oamenilor. Și în același timp, și o deschidere a Bisericii Ortodoxe înspre celelalte biserici. Pentru că pe toți îi dorim mântuiți și pe toți îi dorim să ajungă la cunoștința adevărului și să se facă ortodox. Pe ortodoxii caracterizează acest duh al păcii pe care l-a lăsat Domnul Isus Hristos. Ca toți să fie una, ca lumea să creadă că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Domnul în lume să mântuiască lumea. Și am putea rezuma. Această atitudine a Bisericii Ortodoxe, în ceea ce a spus un mare teolog de-al nostru, Teodor Popescu. El a zis așa: Biserica Ortodoxă nu caută să impună nimănui autoritatea. Ea nu cere nimănui puterea. Ea cere tuturor unire în credință. De unii schimbată, de alții uitată. Ea nu cere nimănui nici măcar să sufere cu ea și pentru ea. Ea oferă tuturor credința sa încercată în foc, credința de altă dată a tuturor. Ea nu dorește să poruncească nimănui și să umilească vreun creștin, ci dorește să-i poată auzi pe toți zicând ca vechii creștini, să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Aceasta dorește Biserica Ortodoxă. Și lucrul acesta vi-l punem și frățiilor voastre la inimă, ca să vă rugați pentru unitatea creștină. Cu multă bucurie am venit să resfințim Biserica dumneavoastră. S-a depus un efort mare aici și îl felicităm pe Părintele, pe dumneavoastră, pentru tot ceea ce ați făcut. Ori, ceea ce se va propovădui din această Biserică este tocmai Cuvântul lui Hristos care ne iubește pe toți și care ne dorește pe toți să fim una noi cei ce am venit la sărbătoarea dumneavoastră vă felicităm din suflet și îl rugăm pe Dumnezeu să vă dea spor și în cele spirituale și în cele materiale la mulți ani.